În urmă cu 2 ani, primarul comunei Spring, Daniel Rusu, a dat semnal unui proiect pe care și-l dorea de mult transpus în practică. Fost dansator l-a sunat pe instructorul de odinioară și a înființat în Spring ansamblul de dansuri populare Fântânița de Piatră. Ne-am dus din școală în școală, i-am strâns din toate cele 4 sate ale comunei și au început să îndrăgească acest lucru, au început să-și îndrăgească instructorul. Contează foarte mult asta, că dacă nu faci cu plăcere un lucru, dacă nu te duci cu plăcere la așa ceva, nu te ții. Sincer, nu ne-am propus lucruri mărețe. O fac la fel ca și domnul instructor, din dragoste pentru cultură. E la fel ca și fotbalul, știți bine, dacă te-ai apucat de un lucru și îl faci cu drag și ți s-a implementat în mintea ta, în sângele tău, pur și simplu pleacă de la sine. Nu m-am gândit, nici nu-mi dau seama cum au trecut 2 ani, să vă spun sincer, tocmai vorbeam și am soares 2 ani, deci a fost un vis. A fost un lucru care pur și simplu a început într-o doară, am avut ambiții comune, să zic așa, să facem ceva, să scoatem din anonimat tradițiile și ceea ce este frumos pe țara secașelor. Pentru că pur și simplu nu poți să auzi în societatea românească doar de oameni răi, de lucruri rele. Eu zic că noi suntem și altfel. Ne avem în sufletul nostru și ceva frumos, și ceva tradițional. Noi știm să fim și oameni frumoși la suflet și oameni cu minți. Și de aceea m-am gândit tot timpul, haide să scoatem și partea aia bună din noi. Și știți cum este, dacă găsești încă un om bun și mai găsești încă unul, deja începi să faci lucruri frumoase și bune. Primarul le-a făcut o surpriză dintre cele mai plăcute tinerilor dansatori. Le-a oferit 3 zile de ozon sus la Oașa, acolo unde ansamblul Fântânița de Piatră a dat un mini-recital, chiar la punctul de plecare pe Transalpina. Prestația elevilor reflectă dibăcia profesorului Augustin Belei, care a fost pe vremuri instructor și primarului Daniel Rusu. Fiind dansator la mine la Sibiu, am păstrat legătura în timp și m-au convins ca să viu să fac copii. Plăcându-mi ceea ce fac, fac din dragoste pentru folclor românesc și așa am ajuns să începem o activitate care pentru mine e. Eu lucrând cu copiii de 30 de ani, a fost foarte ușor. Cu precizarea că emisiunea Alba în direct de mâine este dedicată acestui frumos ansamblu, avându-i ca invitați pe primarul Daniel Rusu și instructorul de dansuri populare Augustin Belei, vă lăsăm să vă delectați cu Fecioreasca fetelor din Spring. Thank you.